Să vedem acum centrarea lui Sushi. Normal că dintre toate cele 5 echipe posibile care puteau să le întâlnim, n-aș fi vrut să mă întâlnesc cu Steaua Roșie Berga, asta e clar, și bine că am evitat. Și al doua echipă care n-aș fi vrut să mă întâlnesc era Astana, prin simplu motiv că este o deplasare foarte lungă, pe teren propriu joacă, pe teren sintetic, și în același timp ei sunt în plin campionat și într-o formă sportivă foarte bună. Plus că au foarte mulți bani, au un buget extraordinar. Cred că am căzut rău, asta e părerea mea. Aici începe aventura în formație CFR Cluj în UEFA Champions League. Să încercăm să întoarcem acest rezultat nefavorabil. Pentru mine personal e cel mai greu meci oficial de când sunt la CFR Cluj. Asta datorită faptului că e Champions League și numărul 2 este cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit într-un meci oficial de când sunt eu anul la CFR. Toți vor să joace și să întoarcă rezultatul. La meciul tur am alergat 117 km. Astana a alergat 119. Nu e obligatoriu să câștigăm. Dacă vrem să câștigăm, trebuie să alergăm cel puțin 120 km. Fiecare jucător să se autodepășească. Lovinenko, nu se poate! Contraatac al Astanei, atenție la acest șut și este gol, nu se poate, minutul 4 la primul atac, echipa din Astana deschide scorul. Rondon, pară! Pară Rondon!
vei acolo, șut, scoate arma Uschi. Excelentă intervenția Lipanianului. Bună circulare, reală, peste, poate! E Camora, tripling, careu, Mario! Camora! Și se poate, ratată acolo, tocmai Djokovic ratează. Să vedem acum centrarea lui Sushi. Logvinenko, nu se poate. Reține Arla Uschi. Of, 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 ce emoții avem aici!